genul programului Talk Show. Și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Lucrări din domeniul ingineriei, științelor economice, medicale și științelor fundamentale. Acestea sunt doar câteva dintre temele prezentate de cadre universitare din cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara, dar și din cadrul unor facultăți partenere, aș putea spune, a acestei facultăți. Este vorba despre cea de-a treia ediție a conferinței internaționale ce a avut loc din nou la Facultatea de Inginerie Hunedoara. Despre acest subiect vom discuta astăzi cu invitatul meu, conferențiar universitar doctor Dan Ludovic Lemle. Bună ziua, bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Sărbuna domnișoară, mulțumesc pentru invitație și bună seara telespectatorilor emisiunii noastre. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354-738-888 și bineînțeles ne puteți scrie și pe pagina noastră de Facebook Tu ai cuvântul. Cum spuneam, o conferință internațională. Ne-ați obișnuit de-a lungul anilor să organizați destul de multe conferințe, activități atât pentru cadrele universitare, cât și pentru studenții pe care dumneavoastră îi îndrumați de atâția ani. Iată că acum, pentru a treia oară, ați reușit să organizați această conferință internațională la care au participat oaspeți de seamă, nu doar din România, de la universitățile din țară, ci și din străinătate. Da, așa este. Și trebuie să precizez că dumneavoastră sunteți organizatorul, ați fost de fapt organizatorul. Acum toată lumea percepe lucrurile așa pentru că am fost, cum se spune, în miezul problemelor, am fost practic creierul acestor proiecte de conferințe și în special pe această conferință cu partenerii noștri din China. Dar trebuie să spun de la bun început că am avut în spate niște colegi admirabili, cărora țin să le mulțumesc pe această cale pentru eforturile lor de a mă sprijini în tot ceea ce am încercat să facem, în toate ideile pe care le-am avut. Ei au fost, practic, cei care au făcut munca. Că în orice proiect este nevoie de o minte luminată și pe lângă încă vreo 10, cel puțin, probabil. Să știți că nu chiar atât de mulți. Inițial am fost în comitetul de organizare mai mulți colegi s-au înscris în ideea că vor putea să participe la organizarea acestui eveniment, însă doar câțiva au fost cei care s-au implicat complet și au vrut cu tot din adinsul ca acest eveniment să se producă și să se producă bine. Haideți să explicăm puțin și telespectatorilor noștri ce înseamnă această conferință, de ce la Hunedoara. Aici e o poveste lungă. Exact de unde am mai vorbit cândva pe tema asta, am vorbit despre alte lucruri într-o emisiune la dumneavoastră aici. De fapt, lucrurile sunt mai complicate decât par la prima vedere. Sigur că noi am început să organizăm conferința asta, este de-abia la a treia ediție, dar calea a fost destul de lungă. Pentru că prima mea vizită în China, așa cum am mai spus, a fost undeva în anul 2004, în urmă cu vreo 10 ani. Și de atunci am tot încercat să găsim metode prin care să putem colabora cât mai eficient. În 2005, prietenul și partenerul meu în organizarea acestor conferințe, omul care se ocupă în China de realizarea acestor conferințe, omologul dumneavoastră, omologul meu pe partea chineză, așa, a venit la Hunedoara în 2005, la invitația mea, a stat aproape o lună de zile într-un proiect de cercetare comun și atunci ne-am gândit să aplicăm pe proiecte sau să încercăm să facem conferințe, schimburi de profesori, tot ce se putea face și tot ce ne permitea legea în momentul acela. Au mai trecut însă destul de mulți ani
până când abia în 2010 am reușit să și câștigăm un proiect. Noi am aplicat în fiecare an din 2005, în 2006 am aplicat, n-a ieșit nimic, în 2007 am câștigat experiență și echipa a devenit mai mare și mai consistentă și în sfârșit în 2010 am avut un proiect care s-a derulat în perioada 2011-2012. Și atunci, într-adevăr, am avut și bani, am avut resurse financiare să ne deplasăm și am avut și o motivație foarte puternică să încercăm mai mult decât atât. Și am zis, domnule, hai să facem o conferință, că asta s-ar putea să ne asigure cumva un parteneriat de lungă durată. Proiectul acela era doar pe 2 ani și așa se face că în 2011 a avut loc o primă întâlnire incipientă. Nu știam dacă vom putea face conferința sau nu. În 2011 a avut loc aici la Hunedoara. În Wuhan, nu? În China. Wuhan, în China, da. Atunci am avut, în cadrul proiectului, ne-am deplasat acolo și am participat la o conferință organizată de Universitatea, de Academia Economică Militară, că despre este vorba, din Wuhan. Și tot atunci am pus bazele unui protocol de colaborare în viitor. Și protocolul ăla, în momentul de față, este activ. El a fost semnat în 2012 la Hunedoara, când am organizat și prima ediție a conferinței. După aceea, în 2013, s-a organizat din nou în China. Anul trecut am fost acolo, cu un număr suficient de mare de participanți. Am fost 19 participanți din România, majoritatea de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara și o parte destul de consistentă, de asemenea, de la Timișoara, de la Universitatea de Medicină și de la Politehnică. Și anul ăsta a fost a venit rândul nostru să organizăm conferința și reacțiile care le-am primit în urma finalizării, în urma terminării conferinței sunt foarte pozitive. Toți, dar absolut toți cei care au fost prezenți la conferință au avut mai cuvinte de laudă la adresa organizatorilor. Și la modul în care au fost primiți, la modul în care s-au simțit la Hunedoara, de nivelul științific al lucrărilor care au fost acceptate, pentru că și aici, să știți că am primit multe lucrări, vreo 73 sau 74, dar numai vreo 57 au fost acceptate să fie prezentate în conferință. Aceste lucrări și vor fi publicate undeva? Sau cele mai bune lucrări din cele pe care le-ați prezentat? Nu s-a terminat. S-a terminat partea de prezentarea lucrărilor și de organizarea conferinței. Acum urmează partea pe care Comitetul Științific trebuie să o aducă la bun sfârșit. Adică noi, în prima fază, am acceptat cele 57 de prezentări de lucrări pe baza unor rezumate trimise de autori. Am făcut o selecție. Sigur că asta, pentru a prezenta o lucrare într-o conferință, nu trebuie să fie toate detaliile. Persoana vine, prezintă rezultatele, dar în rezumat se face referire la ce anume dorește să prezinte în conferință. Acum urmează partea a doua. Urmează partea în care toți cei care au prezentat lucrări trimit lucrările în formă extinsă, în format extins. Ele se reevaluează de data aceasta complet. Și unde vor fi trimise? Cine le va evalua? Păi, comitetul științific. Avem un comitet științific format, am aici programul conferinței, dar este și pe internet. Este un comitet științific format din personalități remarcante din universităților. Este. Sunt câte 4-5 profesori, coordonatori de doctorat din universitățile partenere în acest proiect al conferinței. Și pe fiecare pe domeniul lui de specialitate urmează să se pronunțe asupra valorii lucrării respective. Acum, noi avem mai multe posibilități să publicăm lucrările. În primul rând că avem revistele de la facultate, care sunt niște reviste de o factură și de o ținută științifică foarte ridicată. Ele sunt clasate în categoria B+. Numai lucrările, numai revistele ISI sunt peste. ISI, cum spun cei care vorbesc engleză, eu sunt cu engleză mai de bănățan, așa, și numai alea sunt peste. Și noi avem la facultate două reviste foarte bune, care sunt printre puținele 4 sau 5 reviste care mai funcționează la ora asta în Politehnica Timișoara. Deci Universitatea Politehnică are vreo 5 reviste funcționale, care sunt unanim recunoscute pe plan științific în țară, de Consiliul Național Cercetării, și două din cele 5 sunt la Hunedoara.
Și asta se datorează unui coleg de-al nostru care este excepțional și care face practic toată munca și care m-a ajutat în realizarea programului și s-a implicat, vă spun, de la A la Z. De la A la Z, da. Și încă n-am terminat, pentru că el fiind, cum să spun, redactorul șef al revistelor, practic coordonatorul, sufletul acestor reviste, Kish Imi, pot să-i spun numele pentru că este un băiat excepțional, putem publica o parte din articole în urma sugestiilor membrilor Comitetului Științific în cele două reviste ale noastre. În afară de asta, avem un parteneriat, așa cum se vede și în programul conferinței, cu Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov. Revista lor de la Brașov, de asemenea, este partenerul nostru în această conferință și în ea se vor publica articolele care au temă defense, economic, probleme de genul ăsta. Și, bineînțeles, acum suntem în negocieri foarte avansate cu Institute of Physics din Londra, din Anglia, care anul trecut a publicat volumul de lucrări aferent conferinței care s-a desfășurat la Wuhan și care volum a avut indexare ISI. Și toată lumea vrea așa ceva, este ceva ce contează. Suntem în negocieri foarte avansate cu acest editor de renume mondial și dacă se va accepta să continuăm parteneriatul în publicarea de articole, probabil că mare parte din articolele de inginerie, pe teme inginerești, majoritatea sunt pe inginerie. Da, dar să știți că am avut și pe partea de economic și, bineînțeles, pe partea de defense din partea partenerilor care sunt implicați în probleme de genul ăsta. Așa că mai avem încă de lucru. nu s-a terminat încă și începe și conferința de anul viitor. Deci începeți pregătirile deja pentru anul viitor. Anul viitor când va fi organizată în China sau tot aici? Anul viitor va fi organizată în China? Nu. Parteneriatul nostru prevede ca această conferință să se desfășoare alternativ. Într-un an în China, la Wuhan, e o localitate din provincia Hubei, undeva în zona centrală a Chinei, este superb, foarte frumos acolo, pe malul Yangtze River, e acolo, foarte, foarte bine, frumos. Bine, aici la denumiri, tocmai de aceea v-am lăsat pe dumneavoastră, vă descurcați mult mai bine. Deci, știu bine geografie Chinei. Am fost de foarte multe ori acolo și cunosc foarte bine locurile și oamenii. Deci, într-un an se va organiza acolo și anul următor se va organiza la Hunedoara. Există multe voci care îmi tot sugerează că ar fi bine, că ar trebui, că știți că Timișoara are aeroport, că voi la Hunedoara nu prea aveți nu știu ce. E bine, nu vreau să mă duc conferința la Timișoara, eu vreau să o facem la Hunedoara, pentru că ăsta este locul în care eu îmi petrec cea mai mare parte a timpului și sunt foarte fericit și mulțumit totodată că am găsit anul ăsta, credeți-mă, vă spun pe cuvânt, că anul ăsta, spre deosebire de acum 2 ani, când, sigur, am fost în faza de început, n-am fost atât de bine, nici n-am știut dacă o să putem face conferința. Ei, anul ăsta am primit ajutor, vă spun sincer că am primit, n-am găsit nicio persoană care să discut, să accepte o discuție cu mine și care să îmi spună nu pot sau nu vreau să te ajut cu nimic. Fiecare cu cât a putut. Pentru că există beneficii, da, nu doar pentru facultate, ci și pentru comunitate până la urmă. Sigur că da. Păi da, gândiți-vă că anul ăsta au fost 85 de oameni în Hunedoara timp de 3 zile. Care s-au cazat, au mâncat, au vizitat. Au servit masa la restaurant, s-au cazat la hotel, au vizitat castelul, au făcut... Știți cum e, la conferințele astea nu se pune preț doar pe partea vai de mine ce cercetători suntem noi. Acolo te duci și poți să debitezi câteodată și prostii. Mie mi se întâmplă uneori să spun și lucruri care nu sunt adevărate, dar îmi dau seama de asta după aceea. Pentru că eu mă duc la o conferință în ideea că pot să prezint niște lucruri unor oameni dispuși și capabili să mă înțeleagă și care să-mi spună la adică, domnule, vezi că acolo e o mică scăpare, e ceva nu în regulă. Și face bine. Bine, deci chestia asta face bine. Da, asta înseamnă știință. Asta înseamnă știință, asta înseamnă progres. Asta înseamnă progres și știință la urma urmei. Nu te duci acolo cu niște lucruri care zici... Riști să plictisești și să nu da, fii înțeles, riști să plictisești poate. Și dacă sunt lucruri cunoscute, nu interesează pe nimeni. Toată lumea știe ce s-a făcut. Problema e cum rezolvi niște chestii pe care nu le cunoști. Ei,
noutatea nu poate să fie întotdeauna un lucru vai de mine. Se poate să mai dai și rateuri. Nu poți să ai numai idei bune. Câteodată ți iasă, câteodată nu ți iasă. Că în orice domeniu până la exact, urmă. Să vedem exact, și exact. Câteva imagini din cadrul conferinței din acest an, pentru că oamenii trebuie să și vadă că s-a lucrat, aici este, că ați avut invitați, da, așa cum am spus, da, numeroși invitați din mai multe țări din lume până la urmă. Păi pentru că au fost din Europa. Acum, probabil că potențial, conferința este de-abia la a treia ediție. La prima ediție au fost doar participanți doar din China, pentru că noi am început împreună cu partenerii noștri din China această conferință și a fost doar de la Universitatea, de la Academia Economică Militară. Deci în imagini și... Da, asta este imaginea de la deschidere, da, prezidiu. Am avut onoarea să avem un prezidiu deosebit de important anul acesta, domnul primar, doamna deputat Carmen Hărău, au fost reprezentați, mă rog, reprezentanți ai companiilor importante din oraș, doamna de la Institutul Confucius din Cluj. Am avut plăcerea deosebită, domnul Kumar Amit de la Mital, doamna de la Confucius, se vede acolo, domnul prorector al Academiei Forțelor Aeriene din Brașov, domnul prorector Popa Mircea de la Timișoara, o serie de alți invitați, colegi din țară, de la universități, de la Iași, de la Institutul Economic al Academiei de la București, de la Politehnica din București, adică, sincer, de la Politehnica din Cluj. Eu nu aș fi așteptat ca la o astfel de conferință să fie atât de mulți profesori care... Dacă din câte vă am văzut, spun, mulți erau foarte tineri. Da, sunt profesori tineri care în momentul ăsta, la început de carieră, au nevoie de a se face cunoscuți. Și ei sunt cei au care... Au mai mult elan, probabil. Și elan și energie și nevoie de a se duce, de a se face cunoscuți, pentru că profesorii mari, profesori mari, le nume sunt deja oameni cunoscuți, oameni realizați, oameni despre care spui numele și știi cum arată, că l-ai văzut cel puțin odată la o conferință. Eu mizez foarte mult pe tineri, pe dorința lor de a se afirma, pe dorința lor de a comunica ați cu ceilalți. Ați mizat și iată că da, așa a și fost. Au participat în număr aici foarte mare, da. Am avut, v-am spus, în prezidiu oameni deosebiți, luările de cuvânt au fost deosebite și au punctat momente din istoria relațiilor noastre, pentru că, de exemplu, doamna Hărău este de la bun început. Dânsa a fost în 2011, când am stabilit protocolul. Eu v-am spus că, dar problema că nu atunci au început relația, au început mult mai devreme, însă nu te poți aștepta să te duci în China și să ai pretenția că peste noapte faci un anumit lucru. Ei, trebuie să le câștigi încrederea, trebuie să demonstrezi că... E nevoie de timp, ca în orice sigur proiect că da, pe trebuie... care vrei să-l faci. Absolut. De lungă durată, nu doar pentru un timpul, an sau doi, cum ați spus da, dumneavoastră, e nevoie de timp și e nevoie de oameni capabili să înțeleagă necesitățile exact, celuilalt exact. Da, 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 până da, la urmă. Exact. Și asta s-a întâmplat în cei aproape 6-7 ani în care am tot încercat să facem anumite lucruri. V-am spus, în 2011 am reușit să punem pe picioare un protocol care a fost analizat și întors pe toate fețele, mai ales de către partea chineză. Fiecare cuvânt, de ce punem cuvântul ăla acolo, dar de ce nu? În China orice problemă de genul ăsta se negociază, vă spun, la virgulă. Eu vă spun asta din proprie experiență. În 2010, când am stat 7 luni acolo la Beijing, am negociat un contract de închiriere a unui apartament. Câte luni ați negociat? Vă spun, nu, am negociat 2 zile. Prima zi în care am stabilit în linii mari cam ce trebuie să conțină contractul ăla, cu ce sunt eu de acord și ce vor aia care vor să-l închirieze. Deci negociază, vă spun, le place să negocieze, sunt artiști în a negocia. Și fiecare lucru trebuie să fie foarte clar specificat acolo. Nu poți să ai derapaje dacă contractul este semnat cu oameni serioși. Bineînțeles că și pe acolo sunt tot felul de pungași care vor să cu te fenteze. Dar, la modul serios, vă spun, 2 zile am negociat contractul ăla până la nivel de virgulă. Am avut, bineînțeles, și dificultăți, că eu am avut nevoie de translator să-mi traducă în engleză, pe urmă ăla să traducă în chineză, dar de ce cuvântul ăla complicat și nu ăsta? Așa s-a întâmplat și cu protocolul, care,
El nu e mare, are vreo două pagini, o pagină și jumătate, cred, vreo șase sau da, șapte articole esențiale. Da, să luăm fiecare cuvânt, cum spuneați dumneavoastră, luându-l da. Și unde analizând virgul, dar de ce foarte pune bine. Și cu juriști și cu tot. De mult timp da. Până să-l ajunge să-l implementați. Da, proiectul protocolul în sine a durat vreo două luni până când noi am venit, am stabilit în fază incipientă cam cum arată protocolul, după care am convenit să traducem, să nu-l facem în limba română și nici în limba chineză, să-l facem în engleză. De altfel și prezentările au totul fost în să fie în engleză, da, toate să fie în engleză pentru a elimina orice fel de suspiciuri și orice fel de neînțelegeri, pentru că dacă te folosești de limba română ca să de limba engleză, pardon, ca să traduci din română în chineză, s-ar putea să fie anumite probleme, luând intermediar limba engleză, de exemplu. Da, ar fi preferabil. Și sensul anumitor cuvinte. Sigur că se da, sigur schimbă. Că da. Păi tu vrei, ai anumită intenție, vrei să spui ceva și iasă cu totul altceva. Exact. L-am înțeles tamam pe dos. Ei, și a durat vreo 3 luni de zile până când asta s-a întâmplat. Noi am fost în noiembrie în China, în 2011, și de-abia prin luna martie, aprilie, aveam protocolul finalizat. Evident, a durat puțin, până am trimis mail-uri, până au citit, până nu știu ce, după aceea le-am făcut în formatul care trebuie după și când care au venit... invitații pentru ceilalți când participanți au venit, din alte da, țări. Când au venit în 2012 la Hunedoara, atunci s-a semnat protocolul și am mai făcut ca anexă la protocol această conferință. Există o anexă la protocolul la parteneriatul dintre Politehnica Timișoara, că este semnat la nivel de rectori, și Academia Economică Militară. Prima anexă care am făcut-o în cadrul acestui protocol a fost să organizăm această conferință, și această conferință se desfășoară la Hunedoara și sunt foarte fericit că e așa. Și iarăși mă mândresc și nu, oraș. Nu, și iarăși mă mândresc că la Politehnică se organizează la fel ca și cu revistele. Sunt vreo 5 sau 6 conferințe mari pe an în Politehnică, nici una nu e detalii acelei pe care am făcut-o noi acum la Hunedoara și nu o mutăm de aici. Aici toate, a demarat această conferință, riscurile. Acest proiect aici, absolut. Aici va rămâne. Care sunt beneficiile pe care le aveți atât noastră ca și cadrul universitar, cât și facultatea, studenții și comunitatea? Pentru că aici toți sunteți implicați. Le luăm pe rând. Haideți să le luăm pe așa. Rând. Așa. În primul rând, haideți să începem cu studenții. În primul rând, pentru foarte mulți studenți care au avut curajul, că trebuie să ai și curaj să te duci, măcar să vezi cum arată o conferință din asta, au fost foarte mulți. Am fost plăcut impresionat să văd că au fost și studenți de la facultate, de la noi inclusiv, din anii terminale, evident, din anul 4 sau din anii de master, care probabil își doresc să facă cercetare în continuare, probabil să facă doctorate sau, în sfârșit, sunt preocupați de cariera lor profesională. Ce au ei de câștigat? În primul rând, că au posibilitatea să vadă că profesorii lor sunt, totuși, niște oameni care într-un anumit mediu contează. Părerea lor poate să conteze. Și asta când ai un antrenor bun, și la fotbal și la orice sport, când ai un antrenor bun, parcă și tu ca sportiv te simți, cum să spun, în forță. Și din cauza asta, ăsta este primul mare câștig. Al doilea este că poți să vadă, poți să aibă acces direct la niște informații pe care le au de la niște oameni foarte competenți pe domeniul lor în momentul ăla. Deci eu vă spun că au fost lucrări de ultimă oră. Nu s-au prezentat lucrări care, știți, mi-au ieșit mie, nu știu ce instalații am făcut eu acum 5 ani și hai să o prezint la Hunedoara. Nu, exact. Că alea le-am respins, n-au intrat. Mai bine să avem mai puține lucrări și mai de calitate. Bune. Exact. Nu facem rabat la calitate. Prefer să fie așa. Și au de învățat foarte multe lucruri. Văd tot felul de situații noi. Văd și alți profesori. Pentru că, v-am spus, au fost profesori de la Iași. Am avut de la Institutul Economic al Academiei Române de la București cercetători. Am avut profesori și doctoranți și conducători de doctorate de la Universitatea Politehnică din București. Am avut de la Universitatea Tehnică din Cluj, de la Timișoara, foarte mult, de la Petroșani. Sunt vecinii noștri aici și probabil că o să-i încercăm să facem cumva să includem și pe ei în parteneriatul ăsta, pentru că e păcat, suntem aici în județ și ar trebui să cooperăm mai bine, ar trebui să colaborăm un pic mai. A fost o scăpare, probabil, lucrurile se pot îndrepta, nu e târziu și suntem de-abia la început. Nici noi, vă spun sincer, acum 2 ani nu știam dacă o să ne iasă sau nu. Anul trecut am făcut eforturi financiare deosebite să ajungem în China și să ne putem
prezenta onorabil cu lucrări și cu tot ce trebuie acolo. Și anul ăsta a fost iarăși foarte bine, deci au posibilitatea studenții, în primul rând, să vadă și alt fel de oameni, alt fel de profesori. Nu mai vorbesc de cei din străinătate. Da? O să vorbim, care contează, dar după câteva minute de publicitate. Am revenit în direct, discutăm astăzi despre conferința internațională ce a avut loc la Facultatea de Inginerie din Hunedoara cu invitatul meu, conferențiar universitar dr. Dan Lemle. Haideți să mai să continuăm, de fapt, discuția referitoare la beneficiile pe care le are organizarea unei astfel de conferințe într-un oraș, într-un municipiu ca și Hunedoara, dar și într-o facultate la acest nivel, pentru că, așa cum spuneați, este destul de râvnită conferința aceasta de către facultăți mai mari și de, chiar de către universități. Însă am înțeles de dumneavoastră că sunteți tare pe poziții și foarte... nu renunțați sub nicio formă la această conferință să se organizeze aici în Hunedoara. Cred că există anumite tendințe, în special din partea celor de la Timișoara, de la Politehnică, pentru că această conferință de la Hunedoara este una de o ținută destul de ridicată și oricum, cred eu, mult mai tare decât conferințele care se organizează în Politehnică la ora actuală. Sunt câteva conferințe pe an acolo și una dintre ele se desfășoară la Hunedoara. Evident că și-ar dori să schimbăm locația, fără să spună nimeni explicit lucrul ăsta și fără să insiste cineva în direcția asta, dar sunt tot felul de sugestii de genul, știți, noi la Timișoara avem aeroport, avem mai multe hoteluri, avem mai multe restaurante, mai frumoase, mai nu știu cum. E bine, și la Hunedoara avem hoteluri. Nu s-a plâns nimeni că n-ar fi fost condițiile foarte bune. Și la Hunedoara avem restaurante, nu s-a plâns nimeni că mâncarea ar fi fost rea. Toată lumea a fost încântată și ce avem noi față de alții, și asta pot să vă spun iarăși cu mâna pe inimă, am primit reacții din țară, de la colegii care au participat la conferință și nu numai din țară, și de la cei din străinătate. Avem oameni. Și cu asta ați spus totul. Asta este. Avem oameni care îți primesc cu căldură pe cei care sunt invitați, avem oameni care se implică și care, chiar dacă nu sunt niște personalități extraordinare în domeniul științei, dar sunt foarte buni organizatori, sunt foarte buni, cum să spun... Și este nevoie la... E nevoie. Un e astfel nevoie. De nivel, este nu? Nevoie de da, oameni, cum să nu, mai de mine, dar câte probleme am avut și cu organizarea la un moment dat. Dar, în sfârșit, să revenim că ne luăm cu vorba și legat de ce beneficii pot să apară. Păi, am zis despre studenți. Principalul beneficiu e că pot să intre în contact și să vadă și altfel de profesori decât cei pe care au ei și să înțeleagă și să vadă că și profesorii lor, într-un anumit moment, pot să conteze și părerea lor contează și este importantă. Pentru colegi, pentru mine personal, nu am beneficii, cum să zic, pe plan științific nu am foarte mari beneficii pentru că este o conferință pe teme de inginerie. Teme pe dar care le stăpâniți. Așa, ca mod de organizare și implicarea mea pentru organizarea conferinței și având în vedere că de la un parteneriat foarte limitat a pornit toată această conferință, sigur că mă simt foarte bine și sunt foarte mulțumit că reușesc să fac lucrul ăsta pentru colegi și pentru facultate și pentru oraș. Colegii, sigur că foarte mulți dintre ei, bineînțeles că pot să stabilească relații, contacte cu cercetători din alte țări, nu neapărat din China, pentru că am avut participanți din Bosnia, Herțegovina, din Kosovo, din Ungaria. Sigur că perspectivele sunt proiectele foarte mari, proiectele se înmulțesc cu siguranță și toată lumea vrea să-ți găsească parteneri, oameni cu care să te înțelegi pe o anumită temă. Trebuie să te poți înțelege cu cineva pe o anumită temă. Plus că, fiind prezent și primarul municipiului Hunedoara la acest eveniment, noi am vorbit cu dumnealui și spunea că există firme care sunt interesate de colaborare și cu cu Facultatea de Inginerie Hunedoara, mai ales în domeniul IT.
Sigur că da, aici urma aici să ajung. Este marele plus. Aici urma să ajung la ce beneficii au ceilalți. Ce beneficii au ceilalți. Studenți. Sigur că, în primul rând, un eveniment de tipul ăsta scoate facultatea, scoate orașul din anonimat. Sunt orașe mari care nu au facultate, am mai spus chestia asta și o repet, cu riscul de a enerva poate pe unii. Sau poate sunt orașe care nu au. Sau poate să îi fac să înțeleagă că e nevoie de implicarea tuturor. Nu putem să lăsăm doar pe cei de la facultate o mână de oameni acolo și să credem că se pot realiza lucruri de tipul ăsta. Evident că am fost foarte mulțumit și foarte încântat și aduc mulțumiri domnului primar că a acceptat invitația să facă parte din prezidiul conferinței. Ne-a onorat cu prezența, a ținut și un discurs scurt. E adevărat că nu am avut timp foarte mult la dispoziție. Au fost mulți vorbitori. Și se pare că s-a înțeles că e nevoie de un anumit parteneriat, nu neapărat scris, unul tacit, unul în care bate în palma. Dom'le, facem chestia asta, am dat mâna, nu avem nevoie de acorduri scrise, avem nevoie, așa cum am spus, de oameni hotărâți, exact, care să înțeleagă și să-și dorească. Să fie ceva evident scris că toate ții cuvântul. Păi cum să nu? Cum să nu? Misiunea noastră, tu ai cuvântul. Păi asta este. Asta este. Vedeți? De-aia îmi place mie emisiunea asta. Că e vorba de oameni care au ceva de spus. Și sigur că companiile. Eu am stat de vorbă cu domnul Kumar Amid de la Mittal, am stat de vorbă cu doamna Yangsi de la DHS, am stat de vorbă cu foarte mulți manageri. Da? Și toți, dar absolut toți, spun că au nevoie de oameni cu pregătire superioară. Fiecare pe domeniul care îl interesează. Unul vrea metalurgi, altul vrea mecanici, electricieni. Ceea ce se spune de multe ori, e nevoie de oameni și firmele mari în special au nevoie de oameni calificați, de oameni bine pregătiți în sigur, domeniul da, și respectiv. De unde pot să iei? Și de ce ar aduce o anumită companie cu sediu în Hunedoara, de ce ar aduce un angajat, un student, un absolvent de la București sau de la Cluj? Atâta timp cât noi avem în ograda noastră informaticieni. Avem, vreau să vă spun că, apropo de studenți, ce au ei de câștigat? Păi, am avut doi studenți excepționali care au prezentat lucrări în cadrul acestei conferințe și acești copii au perspective extraordinare. Un băiat, Lihaciu, se cheamă, e în anul 4 la Electro, este un copil excepțional și o fată, Raț, e în anul 2 la master la informatică, care lucrează extraordinar de bine și au performanțe foarte bune în spate. Deci sunt eu le dau, au niște perspective și faptul că au participat la conferințe și au fost văzuți de profesori când au prezentat lucrările, de conducători de doctorat și vă dați seama că ei de-abia au terminat, unul a terminat licența uși. Și mai are de făcut disertația pentru master, celălalt este în prag de licență în anul 4. Vă dați seama ce înseamnă pentru un tânăr din ăsta o prezentare, o participare la nivelul ăsta la o conferință de tipul ăsta? Este ceva, eu nici nu mi-am putut imagina când am fost student că s-ar putea să mă duc vreodată la vreo conferință. Nu. Da, n-am fost de valoare. Luptați, sunt oameni valoroși. Luptați de rigoare cod la cod cu profesorul sunt, pe care da, l-aveați sunt, la ora sunt copii respectiv. Valoroși și care cu siguranță au avut de câștigat din povestea asta. Cu siguranță au avut de câștigat și eu le doresc mult, mult succes în ceea ce fac ei în continuare. Iar companiile, credeți-mă, pot găsi în facultatea de la Hunedoara, în oamenii care sunt acolo, poate nu toți. Eu nu vreau acum să par că la noi totul e roz. Nu. Am spus și în comitetul de organizare sunt vreo 5 persoane pe care vi le pot numi pe degete în 2 secunde, dacă vreți. Deci, care s-au implicat efectiv în organizarea conferinței. Dar acum toate colectivele au și părți bune și părți mai puțin bune. Important este să vezi partea bună. Să vezi paharul, partea plină a paharului și să încerci cu acei oameni să faci niște lucruri deosebite. Și se pare că atât directorul general de la Mittal, ArcelorMittal și de la DHS și de la alte, nu mai dau nume, de cer scuze, dar știu ei cei care sigur au că da, participat la organizarea acestui da, și care v-au sprijinit probabil și, financiar, pentru și că de domnul cele mai primar, multe cu toate ori riscurile, plătesc eu toate amenziile la DNA și domnul primar, nu pot să nu recunosc că anul ăsta. Doamne ferește, la DNA, la CNA poate. La CNA, la DNA, nu știu unde să fac, nu, eu nu le-am, nu, îi confund pe ăștia niciodată, n-am înțeles eu prea multe. Oricum, ce vreau să se înțeleagă foarte clar, că anul ăsta am avut finanțare, am avut un buget pentru conferință doar din sponsorizări. Asta înseamnă că firmele, companiile mari, nu le mai dau numele ca să nu... Oricum, așa, nu le mai dau, și companiile mari,
câteva mari și importante din zonă, din Hunedoara, au suportat financiar foarte mare parte din bugetul conferinței, care vă pot spune că a fost undeva la 42.000 de lei. O sumă destul de mare, pentru o conferință de 3 zile. O conferință de 3 zile, o sumă imensă. Sigur că o parte din suma asta, aproape un sfert, a venit din taxele celor care au participat, pentru că e conferință cu taxă. Lumea, cei care au venit la Hunedoara și-au plătit taxa de participare, să știți, nu e o conferință că... Bine, vreau să spun că același lucru se întâmplă și când, mergem noi în alte părți, în China, orice sau în alte conferință, părți. Orice conferință serioasă se organizează și presupune suportul ăsta să plătești o anumită taxă de participare. Nu te duci acolo cum vrei. Trebuie să-ți asumi și tu. Statul vă sprijină în organizarea unor astfel de evenimente, unor astfel de conferințe? Nu, sau adică, nu doriți nu dumneavoastră neapărat? Cum, adică în ce sens să ne sprijine statul? Financiar, bineînțeles. Statul nu face nimic, nu-i treaba statului să facă lucrurile astea. Noi facem asta și anul ăsta, sunt foarte încântat să spun, repet, am făcut conferința doar cu bani privați și asta spune foarte mult, asta îmi spune că mie personal și ar trebui să le spună și altora, companiile sunt într-adevăr interesate să se organizeze astfel de evenimente. Știu că de-a lungul anilor destul de mulți studenți au reușit să se angajeze chiar de pe băncile facultății. Au reușit să aibă un loc de muncă bine plătit, în primul rând, pentru că în ziua de astăzi tinerii asta își doresc, în primul rând, să aibă un loc de muncă unde să câștige bani. Și dacă mai fac și ceea ce le place, cu atât mai bine. Da, eu nu aș zice că numai tinerii. Și eu îmi doresc să câștig mai mulți bani și cred că și dumneavoastră și oricine. Toți dorim să câștigăm mai bine și pentru asta trebuie să muncim mai bine și mai mult. Nu putem să avem pretenția să ne pice ceva din cer. Ziceți de tinerii care s-au angajat. Nu sunt foarte, foarte mulți cei care s-au angajat și care câștigă foarte bine, dar cu siguranță sunt ăia buni. Asta pot să vă spun sigur, cei buni și cei care muncesc și respectă. Fac o selecție? Evident că fac o selecție. Vin în cadrul facultății și fac un casting? Se face și asta în fază incipientă. Nu s-a făcut într-un mod foarte bine organizat. Poate că trebuie să gândim cu companiile și o astfel de posibilitate de a face lobby, de a face diverse întâlniri, mă rog. Dacă ar fi mai multe conferințe din astea, să știți că s-au prezentat companiile, au fost prezente și au prezentat standuri, au avut tot felul de posibilități de a face lucrul ăsta, dar se organizează practica. Companiile din oraș și nu numai, și din Deva, și din zonă, din județ, acceptă, există parteneriate semnate între facultate și anumite companii, în baza cărora studenții noștri se duc și fac practică la aceste companii. Și atunci, sigur că, de ce acceptă o companie să aducă studenți în practică? Păi vrea să vadă dacă printre aia 5, 6, 10, câți o fie acolo, poate că se găsește într-o serie să fie unul mai dezghețat. Eu sunt convins că pe ăla o să-l angajeze, că nici o companie nu văd pe cineva în stare să dea niște bani numai așa de-a mărul altei. Dar dacă e cineva care îți poate performa, care îți poate aduce beneficii ție ca și companie și simți că asta e o investiție bună, sigur o faci. Și de-aia anumiți absolvenți de-ai noștri se angajează și au servicii foarte bune și ne și caută după aceea, ținem legătura cu ei, avem o situație destul de... V-am întrebat despre acest subiect pentru că am mai discutat și cu dumneavoastră și cu decanul acestei facultăți, cu domnul Pănoiu, și mi-am spus de fiecare dată că firmele sunt interesate de studenții pe care dumneavoastră îi pregătiți, tocmai pentru că majoritatea sau o parte dintre ei doresc să facă acest lucru și se implică mai mult decât ar face alți tineri. Da, da. Și asta dumneavoastră cred că puteți confirma pentru că sunteți zilnic alături de ei și îi îndrumați. Da, eu acum am ore doar la anul întâi și practic eu predau matematică la tot studenții din anul întâi. Eu ajung după ce termin cursurile, după la sfârșitul anului întâi, eu știu cam pe toți pe numele mic. Păi știu aveți pe fiecare ce problemă. Bună. Până la mă întâlnesc toată ziua cu ei. Și n-au de ales, trebuie să vină să mă vadă. Deci e o condiție absolut necesară să vină la școală. Asta este regula numărul 1, cel puțin la mine. Trebuie să vină la școală, de acolo pleacă tot. Nu poți să înveți teoreme și demonstrații și să rezolvi probleme stând pe terasă. Și trebuie să vii la școală, indiferent că îți convine, că nu-ți convine. Poate pe terasă aprofundează ceea ce cei care vin, cei care vin, vă spun eu că sunt oameni serioși, sunt oameni pe care poți să contezi și unii sunt
foarte buni, v-am spus, avem și studenți excepționali. După părerea mea, cred că 10% din ce avem noi acolo la facultate, dar ăsta e procentul cam peste tot, la toate universitățile, nu numai în facultatea noastră, și în alte facultăți se întâmplă cam la fel. Cam 10% sunt studenți excepționali. Vă spun, sunt niște copii extraordinari. Nu pot să le reproșez nimic. Sunt prin comportament, prin ținută, prin modul în care se vede cum se schimbă. Eu îi văd cum vine în anul 1. Există o colaborare foarte bună între Facultatea de Inginerie din Hunedoara și Facultatea din China, de care dumneavoastră amintiți mai devreme. Sunt studenți care au plecat în China pentru a-și continua studiile de master sau doctorat? Au această posibilitate? Da, dar această posibilitate a apărut de-abia acum. Deci asta nu se întâmpla în anii trecuți. Ei, în momentul ăsta există și companii... Da, dar a contribuit companii, relația pe care dumneavoastră ați avut-o până contribuie acum? Contribuie în măsura în care noi am putea și am vrea și am găsit studenți care să fie dispuși să se ducă la partenerii noștri. Legile, în momentul de față, există, acordurile sunt semnate, sunt parafate, avem undă verde. În momentul ăsta există chiar programe europene care permit schimburi de studenți, în prima fază, schimburile de studenți, nu de profesori, doar de studenți, la nivelul Uniunii Europene. Un fel de burse Erasmus, se cheamă programul Erasmus Plus, care începe de acum, până în 2020. Și în cadrul acestui program poți să trimiți studenți, inclusiv în China, nu doar în China, poți să trimiți în orice țară din lume. Deci doar care, începând de anul acesta. Exact, începând de acum, da. Și acum sunt în fază preparatorie, acordurile bilaterale, protocol, cum facem, câți studenți, cât timp, pe ce bani, cine dă banii, toate se... Și aici se... presupun că vă ghidați după niște acum, criterii... Păi sunt făcute, regulile sunt făcute la Bruxelles, nu putem noi să facem altfel decât fac celelalte țări. Noi lucrăm în cadrul același proiect european, Erasmus Plus. Dau anumite teste înainte sau... Nu-i cu teste, deocamdată trebuie să vedem cum anume se poate face recunoașterea perioadei pe care studentul merge la studii în China, cum anume îi recunoști studiile, pentru că sistemele sunt complet diferite și atunci noi avem în Europa, în momentul de față, acel sistem de credite transferabile care e foarte util și care funcționează. Când vine vorba, trebuie să spui, domnule, uite, el vrea să facă asta, asta, asta și asta și noi recunoaștem că nu sunt materiile la fel, nu sunt, mă rog, dacă găsești lucruri de care să fie cât de cât comune. Dar eu zic că e bine că se începe și cred că în viitor vom avea, inclusiv de la Hunedoara, studenți care vor merge să facă studii, anumită perioadă de studii în China. Sigur, e o problemă că toată lumea se gândește, bun, nu știți limba chineză, cum te duci acolo? Dai din mâine. Acum v-am spus eu cum e cu limba chineză. Când vorbesc în limba engleză, pe mine mă dorm mâinile în China. Deci asta, dacă vrei, se poate găsi numitorul comun. Trebuie să vrei să-l găsești. Pentru anul viitor, ce ați schimba foarte pe scurt? Ce ați schimba la această conferință? Păi, pentru anul viitor, noi nu schimbăm nimic. Peste anul se schimbă locația. Anul viitor, exact. În primul rând, vă spun ce am să schimb. Am să schimb câțiva din membrii comitetului de organizare. Sunt foarte direct, foarte sincer. Așa, ca să fiu foarte clar. Deci, câțiva dintre ei, cu siguranță, nu vor mai face parte din acest comitet de organizare. Asta pot să vă spun de pe acum. Și ce să mai schimbăm? O să mai schimbăm, probabil, îmi doresc ca numărul de participanți să fie cel puțin dublu și în rest n-aș schimba modul de finanțare. Locația nu aș vrea schimba. Locația în niciun caz nu se va schimba. Modul de finanțare, sper să continuăm parteneriatul cu companiile care ne-au ajutat și anul ăsta și să reușim să facem o treabă bună. Nu sunt multe lucruri de schimbat. De aici încolo trebuie doar să ne facem reclamă și să lăsăm lucrurile să meargă. Asta este. Să vă perfecționăm. Oare nu ne împiedicăm de altceva? Am avut probleme, că nu au primit chinezii viză, am avut tot felul de mărunțișuri de astea, că s-au rezolvat, dar nu ne împiedicăm de asta. Mergem înainte. Eu vă doresc mult succes și peste 2 ani, pentru că anul viitor nu o să ne putem vedea că mergeți în China sau nu așa, că da, ne luați de ce cu dumneavoastră. Nu în China? Venim în China, dacă fi? Ne luați, nu ce este niciun fel de problemă pentru noi. Uite, eu vă propun o chestie. Ce-ar fi să faceți un reportaj în China? Dacă o să găsim sponsori, mergem în China, găsim facem 3 reportaje, nu haideți doar unul. Haideți că îi găsim. Cum să nu găsim sponsori? Aia e o problemă. Nu,
mai ai o problemă. Eu știți ce vreau? Înainte de a se încheia asta, vreau să vă dau o mapă de la conferință și un pix pe care să-l puneți acolo. Este conferința pe care o să-l folosesc cu siguranță. Puteți să-l folosiți, că e un pix de calitate foarte bună. Așa mi-au garantat colegii care s-au ocupat de lucrurile astea. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru precizările făcute și vă mai aștept și cu alte evenimente pe care dumneavoastră le organizați sau colegii dumneavoastră din cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara. Și multă baftă! Mulțumim, mulțumim! Avem la anul, în primăvară, sesiunea studențească la Hunedoara, cu aceiași băieți extraordinari care m-au ajutat și pe mine și care vor face totul ca această conferință să iasă bine. Conferință pentru studenți, simpozionul studențesc, în luna mai. Este aici, aproape. Aproape. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor. Rămâneți alături de noi pentru că urmează știrile Hunedoara TV, prezentate de Camelia Chiorășii. Eu vă doresc o seară plăcută. La revedere!